Discutăm cu doamna dr. Georgeta Vremeș, medic specialist oncologie medicală. Doamna doctor, ce este de fapt cancerul și ce anume declanșează boala? Cancerul este o transformare anormală a unei celule, de fapt, care la origine este normală. În apariția acestei celule anormale, care este celula inițială, primordială, celula canceroasă, pot să intervină diverse mutații genetice, diversi factori de mediu care pot concura la apariția ei. Și ulterior, odată apărut, ea se va multiplica și în final va duce la apariția sau, mă rog, ce vedem noi clinic a tumorii. Este cancerul o boală ereditară? Poate să fie o boală ereditară. Cancerul într-o proporție de 1-2% este de fapt ereditar. Sunt anumite forme cu predispoziție genetică care pot să apară. Mă refer aici la situație, poate să fie cancer de colon, cancer de sân, poate să existe. În ce stadiu se poate depista cel mai devreme apariția cancerului? Cel mai devreme, el poate și este depistat, să știți, chiar și la noi în țară, în stadii incipiente, stadii operabile. Din păcate, la noi în România, proporția de 3/4 din pacienți sunt descoperiți în stadii avansate. Ce întrebări trebuie să pună un pacient doctorului după ce este diagnosticat cu o formă de cancer? Ce anume ar trebui el să știe? În ce stadiu este? Ce investigații ar trebui să facă suplimentar față de cele efectuate care l-ar ajuta sau și pe el și pe doctorul lui curând să investigheze mai bine boala și să-i facă un bilanț? Ce tratamente sunt, ce alternative are. Cum poate fi prevenită apariția cancerului? Dacă există metode sigure sau... Nu există metode sigure de prevenire a apariției cancerului. Poate fi vindecat cancerul? Da. Sunt anumite forme care au curabilitate. Mă refer aici în ce privește cancerul testicular. E vorba numai de cancerul testicular, alte forme de cancer? În principal, cancerul testicular este cel care are curabilitate. Chiar dacă, să spunem, un cancer de sân este diagnosticat în stadiul 1, care e considerat, să spunem, incipient, nu există curabilitate. Întotdeauna va exista un risc de recidivă, de reapariție. Deci nu se anulează complet, deci nu este vindecat. Cât de importantă este starea psihică a pacientului sau suportul apropiaților în tratarea bolii? Starea psihică este esențială și mai ales suportul familiei este primordial în susținerea unui asemenea pacient. Din păcate, iarăși mă repet, sunt situații în care mulți dintre pacienții noștri nu se bucură de suportul celor apropiați și aici mai intervine și un amănunt societatea care îi stigmatizează și îi marginalizează pe acești pacienți. Și cum ar trebui să ne comportăm în prezența? Normal. Sunt oameni normali care, din păcate, au avut nenorocul sau nefericirea să fie diagnosticați cu această boală.